să vă aduc la cunoștință faptul că în data de 9 și 10 aprilie, în incinta Palatului de Cultură al Feroviarelor, va avea loc concursul internațional de artă și cultură Perla de Cristal 2022. Cum se va desfășura evenimentele în aceste zile, vom afla de la invitații noștri Armando Gucasian, coregraf, producător, președintele Organizației Mondiale a Artelor Interpretative, membrul al juriului în 10 de țări, inclusiv Republica Moldova, și Eugenia Ursu, președinta Asociației Moldova și minoritățile sale, Club UNESCO, pe care am plăcerea să-i salut cu mare drag, să le zic bună seara și bine ați revenit ambii la Tazaur TV! Bună seara, bine v-am găsit! Dobrý večer! Bună seara! Doamna Eugenia, din start vreau să vă anunț că, după cum ziceam, vă exploatez puțin când veniți la Tazaur TV. Dumneavoastră în această seară veți avea rolul și de traducător. Tocmai din acest considerent vreau să întreb de ce Perla de Cristal? Așa, haideți să-l întrebăm pe producător. Da, da. Почему именно жемчужина? Жемчужина. Кристальная жемчужина. Потому что жемчужина очень чистая. Așa. И хрустальная, как наши творческие дети, как хрусталь. Их надо держать очень аккуратно и сохранять. Deci foarte fira. Foarte fira. Perla e tare curată. Da. Și de acum e clar că copiii sunt cristal, curați ca cristalul. E bine aleasă. Cum au decurs pregătirile pentru aceste două zile de concurs? Cum s-au desfășurat? Как проходят наши приготовления? Приготовление проходит очень насыщенно, насыщенная программа. У нас 1000 участников. Это вокалисты, танцоры, инструменталисты, чтецы, модели. Участники будут с Гагаузии, с Молдовы, с Румынии, с Приднестровья, с Армении. Будут также онлайн участники из очень больших ожидается стран. Ожидается Польша, Италия. Польша, и Италия. Adică câteva țări? Așa cum am scutit undeva 7 țări, 20, da? Cine în jurie? Ne, scolică stran, gdete около 7, mă pășitali. 7-8 stran. 7-8 stran, așa. E și 30 stran în online regim. Extraordinar. Deci va fi un concurs la cote maxime, de anvergură. Așa zic și eu, va fi un concurs mare. Sincer, nu ne-am așteptat nici noi, pentru că, ca de obicei, dumnealui face mai chiar în multe țări, în foarte multe țări, uneori noi ne mirăm cum reușește câte 2-3 concursuri pe lună și noi credem că noi totuși ne înscriem aici în cartea lui Guinness, pentru că cred că acesta de la noi de aici, din Chișinău, va fi cel mai mare dintre care le organizează. Dintre toate pe dintre care, toate care le organizează. Da, am pus și noi umărul aici, pentru că așa prietenii întotdeauna se ajută. Și haideți noi să vorbim despre relația voastră de prietenie, fiindcă, din câte îmi amintesc eu, Armando a fost în calitate de membru al juriului în momentul în care dumneavoastră ați organizat festivalul concurs Constelația Talentelor. Cum a pornit relația dumneavoastră de prietenie și cum vine acest suport sau cum se realizează această susținere reciprocă? Da, să știți că de multe ori se întâmplă așa că președinții sau organizatorii sau producătorii festivalurilor nu ajung la un consens și chiar au între ei careva divergențe, conflicte, uneori trec în conflicte, trec într-o careva ură. Eu întotdeauna sunt pentru aceea, pentru o colaborare, pentru o prietenie și uitați că nu nici cu un fel de ură, ba din contra susținem, ajutăm și la rândul lui și el foarte mult mă susține, pentru că de acum de câțiva ani de zile de când noi avem o colaborare așa frumoasă, el este ca vicepreședinte al juriului la Constelația Talentelor, președinte fiind Bedros Kirkorov. Anul trecut a fost chiar, Bedros era doar online, el a fost ca președinte aici cu prezență fizică, da, și în afară de aceasta întotdeauna, pentru că el a organizat Organizația Mondială a Artelor Interpretative, deci relații foarte multe cu multe țări și
câțiva ani de zile în urmă, chiar mi-a adus, când am avut 37 de țări prezente, datorită lui Armando, am avut și atâtea țări prezente, adică de la, că aveam până atunci la 20, 21, așa. 22, atunci 37 de țări, deci aceasta a fost și un mare suport al lui Armando. Deci s-a implicat prin lărgirea orizontului. Prin lărgirea orizontului, prin lărgirea geografiei, dacă am putea așa să spunem, pentru că eu, de exemplu, pun accent pe geografie. Știu că asta e mai complicat, știu că asta e mai costisitor, dar pentru mine este, nu știu, așa am un punct de al meu din statut ca să lărgim orizonturile festivalului sau geografia festivalului. Și bineînțeles că aici prima mână de ajutor este Armando, care da, îi mulțumesc foarte mult. Prin cel dumneavoastră pe Armando sau la care aspect în acest sens ați încercat să oferiți o mână de ajutor? Aici, la, în primul rând, la alegerea, selectarea participanților. Deci noi avem foarte mulți dansatori. Sincer, nici nu ne-am așteptat atâția mulți dansatori, vocaliști. Să vorbim despre secțiuni. Câte secțiuni vor fi? Sau care vor fi secțiunile? Este secțiunea dans, dansuri populare diferite, deci moderne. Secțiunea vocal, populare și muzică ușoară, instrumental și avem modeling-ul. Mai este și arta vorbirii, îmi cer scuze, am scăpat, și arta vorbirii. Deci la arta vorbirii avem mai puțin, ceea ce eu mă gândesc, de exemplu, pentru mine, pentru că noi întotdeauna învățăm unii de la alții și pentru anul viitor să pun accent mai mult, eu mă gândesc, pentru Constelația Talentului, să pun mai mult accent pe folclor, pe arta vorbirii, pentru că avem un pic de carențe sau cum să zicem aici mai bine. Lacune. Un pic de lacune aici la arta vorbirii. Fie că intonația mai trebuie așa, mai trebuie lucrată și atras atenție. Fie că atunci când ies în fața camerelor, unii da, nu. Deci și aici și cu la momentele astea le avem în vedere. Deci eu, știți cum, ne uităm unul la altul, vedem ce trebuie, la ce trebuie mai atras atenție și cred că pentru anul viitor o să am și eu mai mare parte de la secțiunea Arta Vorbirii. Sperăm așa să fie. Haideți acum să-l întrebăm pe Armando dacă îi place lui Moldova și de ce a decis să organizeze acest concurs Moldova, festival și în Moldova. Я не первый раз в Молдове. Я уже 7 лет подряд бываю в Молдове. Мне эта страна очень нравится. Очень гостеприимный народ. Я тут, не знаю, чувствую себя как дома. Foarte bine când simți ca acasă. Меня почти все, которые в искусстве в Молдове, все меня знают, я со всеми дружу. И почему я выбрал Молдову? Поскольку вот Всемирная ассоциация исполнительских искусств, мы каждый месяц организовываем международные фестивали в разных странах, более 50 стран, и в Молдову тоже включили в этот список, потому что тут очень много талантов. И надо проявить вот эти таланты, надо показать на сцене. И это путь к продвижению вперед. И мы даем большой шанс вот этим талантливым детям. Nu există posibilitatea ca Armando să se stabilească ulterior în Republica Moldova. Cine știe dacă găsește vreo mireasă așa pe placă, pentru că nu-i căsătorit, spun așa deschis, lasă și publicitatea inclusă pentru Armando. Publicitate, da, ești vdrug nevestă, nevestă, poate bici în Moldova. Pașmune. De ce nu vedeți că dacă îi place într-adevăr? Poate aici să mai adaug un pic, deci la ceea ce a spus el, eu vreau să adaug câte ceva. Cei care au trecut prin mâinile lui Armando, eu, având foarte multe legături în diferite țări, diferite orașe, s-a străduit să-i promoveze la maximum. Și aceeași Nisterovski, care a fost la dumneavoastră și a pus aici în emisiune, am în vedere. Da. Și Revenco, și alții, nu mai, acum Mihaela Stratan, deci acum acasă mai repede și nu vreau să dau. Mai omit. Dar el întotdeauna, pentru acei care sunt foarte, foarte buni, el întotdeauna se străduiește să-i promoveze chiar în Organizația Mondială a Artelor Interpretative, dacă trebuie undeva depus cuvânt la învățătură sau undeva, deci se implică și foarte bine, am în vedere printr-un document că a fost acolo, că a participat, că a avut cu tare sau cu tare locuri. Completarea unui CV impunător. Da, la completarea CV-ului, da. Și asta contează foarte mult. Deci ar fi o pistă de lansare suficient de serioasă? Foarte. Este pistă de lansare nu numai pentru participanți, eu zic chiar și pentru noi, pentru că
că eu, de exemplu, am de asemenea, prin datorită UNESCO, sigur că am multe relații, în mai multe țări. Dar aici, care este diferența? Pentru că în UNESCO acolo sunt nu numai din domeniul cântec, dans, artă. Deci este artă, cultură, învățământ, educație, asta este la UNESCO. Aici el a făcut organizația aceasta doar din persoane, personalități, care profesioniști din domeniile respective, artă, dans, cântec, toate artele interpretative, și aici sunt numai persoanele acestea, toți au interes să colaboreze. Iată, acesta e un mare plus, eu zic, la organizația care a organizat-o dumnealui singur. Într-adevăr, și asta bucură foarte mult. Haideți să ne spună, Armando, despre membrii juriului, cine vor fi și căror criterii, conform căror criterii i-a selectat? Члены жюри, по каким критериям были выбраны? По критерию, во-первых, профессионализма. Мы выбрали самых профессионалов в своих сферах, и для нас это очень важно. Чтоб, когда участники участвуют, спрашивают, а кто будет в жюри, когда называются имена, вот такой-то, такой-то, они уже спокойны, что будут судить профессионалы, а не любители. Так во многих вообще конкурсах бывает. Поэтому мы ставку делаем на профессионализм, и поэтому очень спокойны, что наш конкурс будет очень хорошо пройдет. Așa sperăm să fie și da, suntem sigur. Da, profesionalism, corectitudine, eu aici vreau să mai adaug, pentru că nu există că ăsta, de exemplu, ăsta îmi place, ăsta nu-mi place. Deci toți noi ne străduim chiar și în cadrul altor concursuri și personal care îl organizez eu, noi ne străduim toți copiii să fie egali în fața noastră. Bineînțeles, fiecare cum evoluează, dar criteriile de apreciere să fie egale. Deci, care mai sunt? Alte criterii de apreciere. Deci egalitatea. Egalitatea, corectitudinea, profesionalismul, omenia, știți, atitudinea față de copil, pentru copilului trebuie să-i dai, știți cum, să-i dai un imbold. Și dacă copilul, chiar să zicem că a greșit, copilul e bun, dar se întâmplă diferite cazuri când copilul, din anumite emoții, din anumite retrăiri, a greșit ceva. Deci, în cazul de față, noi îl susținem, înțelegem, cu atât mai mult că majoritatea îi cunoaștem, înțelegem și ne stăduim copilul acesta să nu-i tăiem, să-i tăiem aripile. Adică să-l apreciați în funcție de abilități, da, nu neapărat de acel moment. Da, în momentul ăsta se întâmplă la toată lumea și la unul matur poate se întâmplă, nu e singură dată, se întâmplă când mai multe cazuri, nu le spun acum, dar se întâmplă. Dar cu atât mai mult copiii, pentru că ei 2 ani n-au avut, a fost perioada pandemică, n-au avut ieșire în scenă și nu vă închipuiți cât de tare acum vor să iasă în sfârșit, adică pot să simtă emoțiile acestea din scenă. Și bineînțeles copiii la toate emoțiile acestea lor pozitive și noi trebuie să răspundem, eu zic, părintește. Câți participanți au înscris în această ediție? Sculte ucesnică. Tisiciu. Extraordinar, 1000 de participanți. Așa. Dar reușiți voi în 2 zile să-i vedeți pe toți? Mă tot ne ajutați tot acolo. Da, n-am așteptat nici noi, dar aici a fost, eu încă o dată accentuez, aici a fost, vreau doar prin intermediul dumneavoastră să-i mulțumim foarte mult la directoarea festivalului. Este vorba de Natalia Crasnanciuc, care a depus, ce să zic, o muncă enormă. Exact și la festivalul Constelația Talentelor foarte mult mă ajută și deci adunând colective, în special colective de dansatori diferite. 25 da. Танцевальных колектив участвуют. Да, mai multe. Больше 70 вокалистов. Vocaliști, mulți. Zic că cel mai mult avem la, sigur că dans și vocaliști. Și sigur că și eu din partea mea mai mult cu vocaliști, doamna Natalia mai mult cu dansatorii de acum ceilalți împreună acolo, nu ne uitam, care reușim aceea să-i cunoaștem, să le spunem toate condițiile, pentru că sunt și mult mai începători, adică, nu știu cum să zic așa, de-abia. Deci ăștia i-am sfătuit să mai aștepte, să mai un an, un alt. Să-și mai dezvolte abilitățile, să mai capete experiență. Da, pentru că cu atât mai mult că sunt și mulți și chiar și ne vrem festival să fie frumos, să fie așa, știți, să ne fie dragi copii. Și de acum știu că avem foarte buni copii, multe voci frumoase, mulți dansatori frumoși. Asta adică bucură. Asta ne bucură, dar sigur că da. Prin ce se va deosebi această ediție de altele?
ediții de, care le organizează da. Dumnealui. Da. Ce можете отличаться вот этот наш выпуск и других? Численность в первую очередь. Да, численность. В первую очередь, как я сказал. Потому что все одно и то же. Да, в первую очередь. Регули aceeași, pentru că noi am mai fost cu dumneavoastră, am mai organizat și anul trecut, știu că am fost la dumneavoastră când în Egipt am organizat. Bineînțeles că erau mai puțini. Acum anul de mult a fost în Polonia, în Dubai de câteva ori, de acum chiar anul acesta. Proaspăt. Sigur că așa un număr mare de participanți. Eu cred că aceasta va fi, eu am zis e în premieră acest noi, noi batem recordul. Batem recordul da. Aici, aici în Republica Moldova. Da, și aici vrem să zicem că întotdeauna, uitați, vrem să nu că să dovedim, dar vrem să accentuăm că prietenia întotdeauna aduce rezultate. Pentru că dacă unul era în stânga, unul în dreapta, sigur că vine foarte greu. Așa noi împreună am reușit să facem și, nu știu, ne bucurăm toți împreună, pentru că unul pentru altul trebuie să ne bucurăm. Asta este una dintre, nu știu, unul dintre scopurile noastre. Să fie copiii mulțumiți, să fie pedagogii, să fie părinții mulțumiți, pentru că și părinții atâta investesc în copii și tot vor să-i vadă, să-i vadă în scenă, să-i vadă bine dispuși, să nu-i vadă stresați. Dacă chiar se întâmplă un copil stresat, noi avem mai mulți, avem voluntari mulți care îi pregătește înainte de aici în scenă, da, să se debaraseze de emoțiile în plus, adică să simtă bine să iasă în scenă, așa. Acum aș vrea ca Armando să dea câteva sfaturi pentru cei care își doresc să inițieze un concurs, festival, prin prisma experienței vaste pe care o are în spate. Da, теперь такой вопрос, какой совет можно дать людям, которые бы хотели сделать такой фестиваль? В первую очередь надо провести впечатление, надо иметь имя, чтобы люди пошли на это имя. Потому что если люди не знают этого организатора, который хочет сделать фестиваль, они просто не пойдут к нему. И во вторую, даже в первую очередь, надо выбрать таких профессиональных членов жюри, как мы выбираем с Евгением. Это большое значение имеет. И нужно считаться со всеми и получать и принимать все заявки. А заявки принимаются за счет узнаваемости. Da, nu, deci inițial așa. E nevoie să lucrezi pentru numele tău. Vă spun așa corect, dumnealui a spus. Pentru că dacă tu de acum ți-ai creat un nume și dumnealui și-a creat un nume, eu am zis că în întreaga... La nivel internațional. La nivel chiar mondial, pentru că are în toate continentele, are și în Africa face, acum în iunie face în Africa. Deci... Asta vreau să ne zic. Ce țări mai urmează să viziteze datorită acestui concurs festival în următoarea perioadă, după Republica Moldova? Следующий конкурс где намечается? Я уже сказала за Африку. Ну, следующий конкурс в апреле у нас намечается в Лондоне. Экстраординарно. Как я, как организатор. Это что-то на Турция. А Турция будет. В апреле Турция. В мае у нас в Италии. В июне у нас в Тунисе, на Кипре. В августе у нас в Монако, в Монте-Карло будет конкурс. В октябре в Аргентине, в Мексике, в Бразилии, в ноябре в Таиланде. Вот так. Eu am zis în o singură dată că nu reușesc după dânsul să le memorizez care și când, care după care cel puțin, când reușește el să le facă, pentru că numai azi cât am alergat. Ce e interesant aici, fiecare primește participant, primește trofeu. Deci colectivul de dansatori primește un trofeu și toți primesc medalii. Da. Deci un trofeu la grup și medalii. Diplome primesc toți. Toți participanții, necătând ce loc au ocupat, 2, 3, 1, eu știu, diplomant, ce este, toți absolut primesc cupe. Pentru premiile mari, premii mari se dă în fiecare categorie de vârstă și în fiecare secțiune. Pentru premiile mari a adus
foarte frumoase trofee, drept că o parte s-au, cum se zice, s-au deteriorat în avion, dar acum am alergat azi, de ce am zis că e foarte, nu e așa de ușor să organizez un concurs, dar are o practică foarte bună și azi am mai alergat să le cumpărăm acele care s-au stricat. Care s-au deteriorat. Da. Adică, deci fiecare copil, fiecare participant va pleca cu... Cu trofeu, cu diplomă și, dacă e dansator, și medalie, deci. Extraordinar. Iar dumneavoastră, domnule Eugen, ce sfat le-ați dat copiilor care își doresc să participe la asemenea concursuri, festivaluri? Să fie cât mai curajoși, să se pregătească bine și mai ales acum, dacă vorbim de categoriile de vârstă, să ține cont, chiar mulțumesc de întrebare, pentru că e la moment... E un subiect durut. Deci să țină cont ce prezintă, mai ales, eu am în vedere, mai ales vocaliștii. Pentru că uneori vocaliștii pur și simplu iau la întâmplare. Și aici vreau să le atrag atenție și profesorilor. Avem foarte buni profesori în Moldova. Și nu vreau acum să dau nume pentru ca să nu scăpe cineva să supere, dar extraordinar de profesori buni. Numai că uneori poate n-au atras atenția cuvenită la piesa care o cântă discipolul. Sau se mai întâmplă așa. Discipolul vrea anume piesa asta. Profesorul nu poate să-i facă nimic. Și atunci... În cazul de față, ce să-i faci? Sigur că îi dai voie. Dar oricum să le atragă atenție, pentru că uitați-vă, dacă nu-i textul, mesajul, nu-i în corespundere cu vârsta ta, sigur că atunci poate să fie un pic de depunctat. Ne străduim să nu-i depunctăm, pentru că e dureros, s-a pregătit. Dar oricum, atunci când e bine pus la punct tot, și vocea, și cântecul, și mesajul, e tot așa cum zic eu la pachet, în ansamblu, atunci sigur că nu poți să-i pui să-i dai decât maximum. Am înțeles. Cine sunt așteptați în rândul spectatorilor mâine? Mâine și poi mâine, pe 9 și 10 la concurs. Vă spun sincer, pentru că altă dată știu că și noi când organizam, deci eu fac permanent careva comparații, când organizam festivaluri, ne străduiam să mai invităm, să mai dăm bilete de invitații, mă rog, diferit. Acum nu mai dăm nimic, pentru că o să fie destui părinți. 1000 de participanți dacă câte vin, 2 susținători în calitatea de părinți. Vin părinții și apoi mai vrea bunelul și apoi mai vrea nana și mai vrea nanu și mai vrea mătușa și mai vrea cineva, atunci sigur că dacă el vine cu 4-5, nu știu cum în cap. Și, și noi o să ne bucurăm. Sala când e frumoasă, copiii au alte dispoziții când văd atâta public acolo. Și aici este cea mai mare practică. Pentru că am făcut noi 2 ani de zile, am făcut și online. Foarte bine că am reușit cumva și perioada asta să o trecem. Deci undeva ușurel să trecem, nu atât de dureros peste perioada de online, de pandemie. Dar sigur că nu sunt acele emoții, haideți să zicem așa cum este, atunci când tu ai intrat, când tu un pic ușor îți tremură genunchii, când vezi acolo atâta lume, atâta juriu și oameni de importanță, sigur că atunci te gândești, Doamne, să nu greșesc ceva, Doamne, să fie bine și azi un pic, mâine un pic, uitați încetul cu încetul, tânărul acesta care este participantul care apare în fața noastră, el își se călește, capătă experiență, da. Eu vreau să vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru că ne-ați acordat timpul prețios, fiindcă dacă mâine este concurs, îmi dau seama că e prețioasă fiecare minuțică până la ziua de mâine. Vă mulțumesc pentru aceste sfaturi și această informație utilă. Cu siguranță veți avea mâine sala arhiplină, că cu 1000 de participanți nu are cum să fie altfel. Vă doresc mult succes în continuare și fie ca să se realizeze toate proiectele și planurile de viitor. Noi vă mulțumim și vreau aici un pic să vă mulțumim chiar într-adevăr atât pentru concursul acesta Perla de Cristal, cât și pentru Constelația Talentelor și vreau foarte mult să mulțumesc conducerii postului de TV Tezaur Media, în special doamnelor deosebite care conduc acest post de televiziune, doamna Nătălița Medone Rodideal, doamna Gutiera Prodan și bineînțeles Luminița Cucu, care atât de frumos anul trecut ne-a luat un interviu și a prezentat frumos chiar din prima. Noi vă suntem foarte recunoscători și vă așteptăm cu drag, dacă aveți posibilitate, vă așteptăm mâine, poi mâine. Cred să
vă convingeți de ceea ce am vorbit astăzi, vă convingeți în aceste două cu zile. Cu siguranță așa va fi. Noi vă mulțumim că formăm o echipă frumoasă, pentru că, ziceam și anterior, la Tezaur TV sunt așteptați oamenii buni, frumoși, la chip și suflet, care au idei frumoase și alături de noi încercăm să le punem în practică. Și dumneavoastră sunteți extraordinar și atunci când este un secret așa, omul când te întâlnește cu un zâmbet, tu nu poți altfel. Nu poți cam... Îi răspund la fel. Da, îi răspund tot cu zâmbet, pentru că nu știți că în filmul ăsta multiplicator. Când... Vedem pe parcurs, ne amintim. Da. Pe parcurs. Da, dacă îl vede pe om zâmbind, dacă, gata, nu se mai sperie copilul acesta. Doamne, ce bine, gata, nu vine nimeni după mine, e tot frumos, tot. Și noi întotdeauna ne străduim cu zâmbet, să întâlnim toată lumea, exact cum face și dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim mult, Armando, spasiba. Vam spasiba za priglașenie la televizor. Și o seară frumoasă în continuare, să aveți succes pentru următoarele zile. Mulțumim mult, vă așteptăm cu drag.